Oamenii legii au descins la cinci locații din Craiova, Cerăt și Balșa trei persoane bănuite de contrabandă. Asta după ce pe 24 mai polițiștii au descoperit în localitatea Moțăței o autoutilitară în care erau depozitați mai mulți sași cu pachete de țigarete. Au fost identificați doi bărbați, de 33 și 41 de ani, ambii din Craiova, bănuiți de comiterea infracțiunii de contrabandă. Potrivit polițiștilor, bărbații ar fi deținut în vederea comercializării 85.860 de pachete de țigarete fără marcaje fiscale, provenite din contrabandă. Cei doi suspecți au fost reținuți și urmează să fie prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Prejudiciul cauzat este de peste 950.000 de lei.